Începem discuția de astăzi pe anunțul făcut în urmă cu puțin timp de Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, care a anunțat că România continuă campania de vaccinare cu AstraZeneca. Cum vedeți dumneavoastră pe acest anunț făcut chiar cu puțin timp în urmă? Lipsește un alt anunț la anunțul ăsta. Anunțul demisiei domnului Gheorghiță sau al demiterii domniei De ce anume? Pentru simplu motiv că informarea AstraZeneca privind legătura evidentă dintre vaccin și efectele secundare, denumite tromboze și ce mai era acolo, există în posesia autorităților din România de două săptămâni de zile. De două săptămâni de zile, Comitetul Național de Vaccinare, domnul Gheorghiță, Ministerul Sănătății și toată lumea, nu numai că au ascuns existența acestei informări, ba mai mult decât atât, de câte ori au fost întrebați, au spus textual, nu există nicio legătură. Eu am publicat documentul care atestă faptul că informarea se afla în sertarele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și care parvenise bune de la Guvernul României, că ea n-au luat-o pe stradă de Zeneca, da? și că au stat pe ea mai bine de o săptămână până când, aflându-se că documentul a ajuns în posesia presei, au trimis-o către spitale și către centrele de vaccinare. Deci, repet, domnul Gheorghiță trebuia să dea, își dea demisia sau să fie dat afară pentru că a mințit într-o problemă de importanță națională. Este a doua oară când domnul Gheorghiță minte într-o problemă de importanță națională și tot legat de AstraZeneca, dacă ne aducem bine aminte, iar eu eram în direct atunci, deci vă povesti ce s-a întâmplat, fost conferința de presă de după ce italienii au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca din cauza faimosului lot care, mă rog, a speriat Corect, toată Europa prima dată. Domnul Gheorghița era în direct în conferință de presă și a mințit atunci, cum a făcut-o și acum, că România nu a avut nicio doză din lotul respectiv și că nu a făcut nicio vaccinare pe care de consecință din lotul respectiv. Într-o oră cât am mai stat eu în direct, postul nostru de televiziune și toate site-urile de știri și toate posturile de televiziune au primit zeci de capturi făcute de oameni care aveau adeverințele vaccinării cu AstraZeneca fix din acel loc. Toată lumea l-a postat, toată lumea a pus de nou întrebări și domnul Gheorghiț a scris pare rău. Ce să înțeleagă oamenii care Ce ne privesc și, și care privesc aceste... Eu nu sunt doctor, eu sunt inginer, Dumnezeu, eu sunt un om care s-a vaccinat. Dacă vreți vorbim și despre asta. Da, AstraZeneca nu, m-am vaccinat cu Pfizer pentru că am nimerit atunci la esențial, când ne-a făcut guvernul esențial, ne-a programat întreprinderea și erau numai de la, de la Pfizer. Pe vremea aia toți boierii așteptau AstraZeneca, strâmbau de nas la Pfizer. Acum văd că e invers. Dacă vreți o să stăm de vorbă și despre cum să face corupție cu vaccinurile în sistemul de stat și, cum, și cât își pagă să dacă să faci vaccin cu, cu, cu Pfizer. Să deci revin. Mie anunțul continuării vaccinării cu AstraZeneca, mi se pare un anunț, cum să vă spun, nu știu dacă normal sau nu, un anunț de domeniul firescului, asta e decizia strategică a statului român, asta comunicăm. Cine să sperie, nu mai face, pe Înțeleg da? că foarte mulți s-au retras. 27.000 ieri, exact. dacă nu mă înșel, plus unii care nu s-au dus la rapel. Corect, da. Uh, ce face fiecare om e povestea lui. Evident, na, statul român, gândiți-vă, puneți-vă în, în pielea celor care au dat banii, care au aprobat banii, de, de, pornind în aprobarea care bănuiesc că s-a dat în CSAT ca să se facă achizițiile directe prin Comisia Europeană și, mă rog, toată povestea aia, să fim uh, și noi europeni, da, până la orice ministru, ordonator de credite care a semnat de la Secretariatul General al Guvernului, bănuiesc Ministerul Sănătății. Nu știu exact de unde provin fondurile, dar România a plătit la UE niște bani care să duc, de asemenea, să niște tranșe care să duc către producătorii de vaccin. Da, deci ai da banul pe vaccina cu bănuiesc strict, dacă vreți, măcelărește, nu te apuci să oprești și ce faci cu ele? Le dai foc în piața publică o Oricum, de Oricum, o dată de expirare a exact. aceste vaccinuri a, și Pe partea altă, e o decizie foarte dificilă din punct de vedere strategic și sanitar. Odată la mână, ca fi fiind cele mai multe în ultima perioadă, lași o grămadă de populație nevaccinată, că nu poți să suplinești nu cu Pfizer și cu Moderna și Johnson, Johnson, că nu dat Dumnezeu, da? E, și pe de altă parte, e, deci lași o parte însemnată a populației nevaccinată, e, și pe de altă parte ai o decizie, repet, strict medicală, din punct de vedere epidemiologic. Îți asumi riscul ăsta? Deci, evident că. Na, bun, asta a decis. Au decis experții. Să ne înțelegem, n-a decis, decis domnul Gheorghiță și n-a decis Comitetul de Experție. A decis o rânduire de partid și de stat a României. Deci... Frate, ci... dat, banii, continuăm vaccinarea. Gheorghiță e doar purtătorul de cuvânt al acestor interese care, evident, exced România. Dar cine sunt experții? Asta e o Ai... întrebare. lumea se întreabă. peste experții? tot, când vrei să îți argumentezi ceva, o decizie, zici că a zis expertul, da? Și după aia îl arăți pe expert, aduci mai muța în studio, da? Și zici, bă, acesta este expertul. Cine este expertul? A, făcut 73 de facultăți, are două premii Nobel, toată lumea se uită în gura lui și după aia spune expertul, da? Asta e o comunicare de oameni întregi la minte, da? Și te uiți la ăla prostit și zici, bă, nene, dacă a zis avantul ăsta, așa e. Sau nu, dar mă rog, majoritatea, că da e expert la nu? Eh, la noi e invers. Cine e expertul? Nu vă spunem e secret de stat. Nu suntem sănătoși la cap?